Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am regăsit la știrile amiezii la Doto TV. Eu sunt Ivet Mârza. Pentru început, haideți să vedem cele mai importante titluri ale ediției pe scurt. Misiune de salvare contra cronometru la malul Mării. O femeie care s-a aruncat în valuri în încercarea de a-și lua viața a fost scoasă la mal în ultima clipă. Majoritatea elevilor din Constanța s-au întors astăzi fizic la școală după o vacanță de 2 săptămâni. Turismul pentru sănătate aglomerează din nou stațiunile din sudul litoralului. Misiune de salvare contra cronometru la malul Mării. O femeie care s-a aruncat în valuri în încercarea de a-și lua viața a fost scoasă la mal în ultima clipă după intervenția pompierilor constanțeni. Totul s-a întâmplat pe o plajă din Eforie Nord. Alarma s-a dat după ce un localnic a văzut silueta unei femei care se zbătea în valuri. Bărbatul a sunat imediat la 112 și a chemat ajutoare pentru a împiedica o tragedie. Alți martori la eveniment le-au povestit salvatorilor că femeia s-ar fi aruncat în marea învolburată, îmbrăcată și încălțată în încercarea de a-și lua viața. Salvatorii au reușit să o scoată la mal, iar paramedicii sosiți pe plajă i-au acordat primul ajutor. Echipele de intervenție spun că atunci când au găsit-o, femeia se afla în șoc hipotermic și abia respira. Cu ultimele puteri, femeia le-a spus totuși salvatorilor că a încercat să se sinucidă. După ce au stabilizat-o, medicii au pornit spre Spitalul Județean Constanța, însă au avut ghinion pentru că autospeciala cu care au venit s-a împotmolit în nisip. A fost nevoie ca mai multe cadre medicale, pompieri și polițiști să-și unească forțele și să scoată salvarea de pe plajă. Localnica scoasă din mare are 58 de ani și este din orașul Techirghiol. Majoritatea elevilor din Constanța s-au întors astăzi fizic la școală după o vacanță de 2 săptămâni. Rata de vaccinare în rândul cadrelor didactice la nivelul județului este de 66,8%. În 5 unități de învățământ din Constanța, toate cadrele didactice sunt deja vaccinate. Însă există și câteva licee private unde rata de vaccinare nu depășește 30% în rândul profesorilor. Chiar și așa, Constanța se află în topul județelor unde profesorii, învățătorii și educatorii au ales să se imunizeze alături de Cluj și București. Despre reînceperea școlii discutăm în continuare cu liderul Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar, Mitică Iosif. Bună ziua, domnule Iosif, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună ziua și vă mulțumesc și eu pentru invitație. Așadar, elevii s-au reîntors astăzi în bănci. Este o veste bună? Cum o vedeți? Sigur că este o veste bună. Ar fost o veste bună să nu intre într-o vacanță neplanificată. Forțată. Singura veste, da, forțată, sigur că da. Singura veste mai puțin bună se referă la măsurile care nu sunt luate deloc cu o limită de 5 și cu lipsa acestei limiți, pentru că este împotriva oricărei logici să deschizi din nou cursurile, având drept principal indicator procentul de vaccinare al personalului din unități de învățământ și lăsând deoparte absolut total rata de incidență din aceste unități administrative teritoriale. Ce spun profesorii? Ați stat de vorbă cu ei? Ce părere au? Sigur, majoritatea colegilor noștri sunt nemulțumiți și să știți că nemulțumiți sunt și colegii noștri care s-au vaccinat. Mult mai nemulțumiți sunt colegii noștri care încă nu s-au vaccinat, pentru că în acest moment se pune o presiune uriașă și este o măsură nedreaptă care a fost luată de către Guvernul României prin cele două ministere, Educație și Sănătate, asupra salariaților din învățământ. Nu era acesta criteriul cel mai potrivit, repet, procentul în care personalul din unități de învățământ s-a vaccinat. Trebuie să ținem cont totuși că peste 70% dintre elevii din învățământul preuniversitar sunt nevaccinați, că o bună parte a celor care vin în unitatea de învățământ au contact cu mediul extern până să vină în unitatea de învățământ, prin urmare, măsura logică ar fi fost să se redeschide unitățile de învățământ sau să se treacă la un sistem online sau hibrid, plecând numai de la rata de incidență COVID din unitățile administrative teritoriale respective. Altfel, măsura nu are logică, repet, pune o presiune uriașă asupra personalului din învățământ și se comit și abuzuri și ilegalități. Pentru că, am înțeles, Ministerul a hotărât ca săptămânal să afle care este procentul de vaccinare al salariatelor din unitățile de învățământ, trecând peste faptul că, fiind un act medical,
Este absolut personal, privat, alegerea mea dacă mă vaccinez sau nu și nu sunt obligat să declar nimănui acest lucru. Cel puțin până în acest moment, așa spune legea, așa spune Constituția, așa spune Carta Europeană a Drepturilor Omului. Se pare că, din păcate, pentru acest guvern nu mai au valoare aceste documente. Chiar și așa, în județul Constanța stăm foarte bine la rata de vaccinare. Avem aproape 70% dintre profesorii din județ care s-au imunizat deja. Deci este clar, undeva profesorii sunt împărțiți în două tabere, cei vaccinați și cei nevaccinați. Ce spun colegii dumneavoastră care nu sunt vaccinați? De ce nu vor să se imunizeze? Nu am discutat care sunt, spuneți-mi, cauzele pentru care o parte a salariaților nu s-au vaccinat. Să nu uităm, pe de o parte, că sunt colegi care au boli grave, boli cronice și pentru care un astfel de act medical este contraindicat. Să nu uităm că avem o categorie destul de serioasă de colegi care au trecut prin boală. Și iarăși o lipsă de logică în ceea ce privește măsurile luate de minister. Dacă la nivelul guvernului, persoanele care au trecut prin boală și care se află între a 15 și a 180 zi de la vindecare de acest virus COVID, intră în zona acelei categorii de cetățeni care nu au restricții la exercitarea unor drepturi, mă întreb de ce nu a fost luat în calcul când s-a stabilit acest procent și această categorie de colegi. În plus, cu siguranță mai spun colegi care au nevoie de răspunsuri referitoare la o serie de întrebări în legătură cu acest act medical. Vă repet, tot ceea ce s-a întâmplat este nedrept, pentru că eșecul acestei campanii guvernamentale este acum aruncat pe spatele colegilor din unitățile de învățământ, dar să știți că și elevii și părinții am înțeles despre ce este vorba. În acest moment am informații că în anumite județe din țară, Buzău, de exemplu, și Suceava, sunt unități de învățământ unde în fața școlii protestează pentru că guvernul ar fi trebuit să se îngrijească, să investească în acest sistem, să investească în copiii noștri. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți că la presiunile pe care federația noastră le-a făcut anul trecut, a fost adoptată o lege, legea 89 din 2020, care spunea că la cerere, guvernul României oferă personalului didactic și elevilor device-uri electronice și conexiune la internet pentru a desfășura o activitate online impusă de această situație nedorită și neașteptată. E bine, nici până în acest moment nu există norme metodologice de aplicare, motiv pentru care colegii noștri lucrează în cea mai mare parte cu achizițiile personale, cu device-uri pe care le-au luat din banii proprii, elevii cu ceea ce poate oferi familia, dar avem categorii de elevi care stau în zone foarte izolate, care nu au conexiune la internet, care au familii care nu le pot susține aceste nevoi. Aici cred că ar fi trebuit să fie guvernul României mai hotărât și mai activ, nu în a impune, spuneți-mi, criterii aberante, ilogice, pentru a deschide unitățile de învățământ cu activitate fizică sau pentru a le închide. Domnule profesor Mitică Iosi, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Vă mai așteptăm la știrile de Dodo TV. Sănătate! Mulțumesc la fel. Ne mergem mai departe. Investiție de 2 milioane de lei la liceul Emil Racoviță din Techirghiol. Fiecare sală de clasă a fost dotată cu table inteligente, iar elevii au câte o tabletă. Liceul, care a fost inaugurat astăzi în prezența autorităților locale și județene, devine astfel cea mai modernă unitate școlară din tot județul Constanța. Elevii din Techirghiol care s-au întors astăzi în bănci au avut un dublu motiv de bucurie. Învață în cea mai modernă unitate școlară din județul Constanța. A fost foarte complex, un proiect cu foarte multe lucrări și nu ne-a putut da deadline de 15 septembrie ca dată de finalizare. Eu sunt cel vinovat pentru acest lucru pentru că mi-am dorit mai mult decât era în proiectul respectiv. Lucrări care au constat în lucrări de anvelopare a celor două corpuri, schimbarea tântăriei PVC, au fost lucrări de schimbarea tuturor lămpilor pe LED. Și cel mai important lucru din punctul meu de vedere este faptul că avem un sistem termic de înaltă performanță. La eveniment a participat și președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, care a precizat că educația este foarte importantă. Educația înseamnă viitorul, indiferent fie de a localității, a județului și a României. Astfel de edificii cred că sunt cele mai importante în viața unei societăți și în special a unei comunități. Să ai unde să duci copiii la școală, să ai calitatea învățământului într-o
instituție care să le confere, să le asigure toate condițiile, este foarte, foarte important. Dar cel mai important lucru este ca acești oameni care creează caractere profesorii să beneficieze de toate condițiile, pentru că și aici de foarte multe ori pierdem state extraordinar de bune, pentru că nu au avut condițiile și motivația muncii într-o zonă în care ar fi putut să facă performanță și ar fi avut nevoie, vorbim aici de la condiții, de la instrumentare, de la dotări și foarte bine a spus domnule primar când v-ați îngrijit și la dotările necesare. Liceul teoretic Emil Racoviță din Techirghiol a fost modernizat cu peste 2 milioane de lei din fonduri europene. Turismul pentru sănătate aglomerează din nou stațiunile din sudul litoralului. Câteva dintre hotelurile care oferă servicii de wellness și spa sunt pline ochi atât de turiști români, dar și de străini, care vin aici pentru o stare de bine și fizică, dar și spirituală. Turismul pentru sănătate înregistrează creșteri și de 30% de la un an la altul, spun specialiștii. Cererea pentru serviciile de wellness și spa cunoscând o ascensiune neașteptată în pandemie. Așa se face că acum centrele spa și bazele de tratament din Eforie Nord sunt pline ochi de turiști care caută vindecare și pentru trup, dar și pentru suflet. În mod normal, în condițiile non-COVID, am fi avut un flux foarte mare de turiști. În perioada aceasta avem în continuare persoane care ne vizitează, tocmai datorită zonei balneare care oferă locația noastră. Nu la capacitatea din anii trecuți, însă în număr destul de mare. Ținând cont că locația noastră oferă servicii tot timpul anului, nu doar în sezonul estival, mare parte din turiști ne aleg și vară și iarnă, tocmai pentru că oferim și astfel de servicii, ca masaje sau proceduri medicale. Procedurile în principal sunt cele cu nămol, proceduri laser, electrice, băi galvanice, tot ce ține de partea balneo, practic. Wellness însumează activități care împiedică îmbolnăvirile, îmbunătățesc sănătatea și sporesc calitatea vieții, spun cei care au grijă ca turiștii să fie răsfățați pe toată perioada sejururilor la spa. În momentul acesta se efectuează procedura de magnetoterapie. Este o procedură balneară folosită în scop curativ în traumatisme, în urma unor traumatisme, boli reumatismale. Aceasta acționează până la nivel celular. Se face numai în urma unei prescripții medicale, pe baza unui diagnostic stabilit de către medicul curant. Da, ne ajută, nu este prima oară când venim aici. Noi l-am descoperit în 2018, a fost prima oară când am venit aici. Acum este primul concediu în România în pandemie. Am văzut că se cere certificat verde, am considerat că este ok, condițiile le știam deja, și cazare foarte ok, și balneo, și din punct de vedere masă, la fel, condițiile foarte bune. Sunt pentru recuperare, numai unei operații de protejare de genunchi și mă simt excelent. Este a 10-a ședință. Și după 3 luni de la operație, mobilitatea este refăcută 100%. Și centrele spa din Mamaia au fel de fel de oferte pentru turiștii dornici de relaxare, de la fitness și servicii de înfrumusețare până la tratamente terapeutice, masaje și terapii de detoxifiere. Avem un grad de ocupare în timpul săptămânii, este undeva mai scăzut, în jur de 30%, să zicem. Crește în weekend, bineînțeles, și în funcție de vreme. Plouă oferta valabilă în această perioadă, care se numește Snowfall Express, conține 2 nopți de cazare, a 3-a noapte fiind gratuită, acces la centrul Yaki Spa, terapie atât pentru ea cât și pentru el, ajunge la 990 de lei, tarif pentru 2 persoane în cameră dublă. Este întrebarea zilei, ca să zic așa, majoritatea care sună întreabă acest lucru, dacă pot accesa piscina. România nu are niciun fel de campanie de promovare pe piețele externe, iar România este dependentă pe litoral, cel puțin dacă vorbim de această destinație, exclusiv aproape de piața turiștilor conaționali, turiștilor români. Ori turiștii români se retrag, să spunem așa, în orașele de reședință atunci când începe școala, deci undeva între 10 și 15 septembrie, ceea ce face ca sezonul pentru litoral să fie unul foarte scurt și, din păcate, nu putem atrage români, ca să fim sinceri, în timpul iernii, chiar dacă am avea centre balneare deschise, pe care în anumite stațiuni de pe litoral chiar le avem, și pentru aceste resorturi balneare ar fi necesar să facem promovare pe piețele externe, piețele turiștilor nordici, piețele turiștilor din Rusia sau din Kazahstan, de exemplu. Piața balneo și spa din România generează o cifră de afaceri de aproximativ 320 de milioane de euro. Un impuls pozitiv pentru aceasta, reprezentând în special în 2019 voucherele de turism acordate de guvern.
Bucurie mare sâmbătă aceasta pentru sute de copii care au urmărit pe scena Teatrului de Copii și Tineret Căluțul de Mare spectacolul Califul Barză. Abdullah! Ce-ar fi dacă ne-am preschimba în berze? Pe ele nu le omoară nimeni, în afară de asta putem zbura. Da, în direcția voastră! Poftiți, serviți din praful fredec. Uite, încearcă cu tăiul. Dă-mi pe dumneavoastră! Piesa de teatru spune povestea frumoasei prințese Coralina, de care Marele Calif este foarte îndrăgostit. Coralina este însă răpită de vrăjitorul Barbanaduc, care o transformă în cucuvea și o ține într-o colivie până când va accepta să-i fie soție. Salvarea Coralinei vine în urma unor spectaculoase transformări în berze ale califului îndrăgostit și ale slujitorului acestuia, fidelul Abdullah. Povestea se încheie fericit cu o nuntă frumoasă, unde toți invitații dansează pe ritmuri orientale. Săptămâna a debutat cu cer variabil pe litoral, cu soare, nori și vânt moderat. La noapte în Constanța, minimele coboară până la 10 grade Celsius și vântul va sufla slab. Mâine vremea se menține închisă, cu nori și temperaturile maxime vor atinge 12 grade Celsius. La noapte în Cernavodă, termometrele vor indica 9 grade și cerul va fi mai mult acoperit. Mâine, tot norii vor domina atmosfera, vântul va sufla slab și maximele urcă până la 12 grade Celsius. La noapte la Mangalia cerul va fi variabil și se vor înregistra 11 grade. Mâine vremea va fi închisă, norii vor domina atmosfera încă de la primele ore ale dimineții și se vor înregistra 13 grade la prânz. A fost ziua noastră, nu a Craiovei, este declarația managerului tehnic al Farul Constanța, Gheorghe Hagi, care și-a felicitat jucătorii după meciul cu Craiova. Farul a câștigat meciul cu 1-0 după golul marcat de Adrian Petre. Farul s-a impus cu scorul de 1-0 în fața echipei lui Laurențiu Reghe, Camp Universitatea Craiova. Munca care am făcut-o muncă împreună foarte bună. Știam că întâlnim o echipă în formă, care atacă foarte bine, care se dezvoltă jocul pe margini, creând superioritate numerică pe ambele flancuri, ar trebui să le acoperim. Am făcut un efort, fundași laterali astăzi au jucat foarte bine. Inspirat și eu cu schimbările, cum am programat, pentru că știam că la două zile unii jucători nu o să ducă. Și atunci cred eu că am avut și un portar în formă. La finalul meciului, regele a fost mulțumit de elevii săi. Toate împreună a fost o zi a noastră în seara asta. N-a fost ziua Craiovei, a fost ziua noastră și mă bucur. Trei puncte importante, trei puncte care aduc încredere, liniște, fericire, pentru a munci bine în aceste două săptămâni, să mai încărcăm lucrurile, să ne punem la punct și să vedem și jucătorii ceilalți care să revină și ei și să abordăm în continuare lucrurile pentru cu entuziasm. Unicul gol al partidei a venit în minutul 77 și a aparținut lui Adi Petre, proaspăt introdus pe teren de Gheorghe Hagi. La Eli Fernandez! Este 1-0! Înscrie Adrian Petre! 1-0 pentru Farul! Adi din ce în ce mai bine. Am vorbit cu el, știe, nu-i creez presiune până în iarnă, din iarnă încolo clar că trebuie să-l văd mult mai bine, e clar el a lipsit mult timp, îi trebuia timp să revină, îl văd, are poftă, își dorește, e un noar cum e și Hefte, care marchează goluri, sunt noari puri, care sunt foarte buni și merge bine, e inspirat, facem o muncă împreună amândoi bună. Deocamdată e bine și sperăm să fie și mai bine. În clasamentul Ligii 1, Universitatea Craiova se află pe locul 3 cu 28 de puncte, în timp ce echipa de la Malul Mării se poziționează pe locul 5 cu 24 de puncte. Victoria în fața Universității Craiova a fost cel mai frumos cadou pentru Mariana Ioani și Bradley de Noier, care și-au aniversat ieri ziua de naștere. Nu știu dacă să zic că mă simt bătrân, dar m-ar bate unii colegi. Mă simt bucuros pentru că am reușit să facem să fie un cadou pentru noi. Mâine este ziua și lui Damian, ieri a fost alopurii și ne-am făcut cadoul acesta pentru noi. Yes, it was a nice game. We fight till the end. We score a late goal and yes, it's my birthday, so it's very nice. Yes. 24 years. Still look good. No, I'm very happy and it's good on my birthday, 3 points. Yes, I'm very happy. Mariana Ioane recunoaște că meciul cu Craiova a fost unul dificil, dar este foarte bucuros pentru victorie. A fost un meci dificil. Știam că întâlnim o echipă bună, o echipă care vrea să joace fotbal.
o echipă care se bate la primele locuri, dar și noi am arătat în această seară că am avut ambiție, am luptat și și ne-a ieșit rezultatul, da. We take 3 points and now it's time to and now go to party! Trebuie să construim o echipă care să aducă fericire în Dobrogea, a declarat Gheorghe Hagi la finalul meciului cu Craiova. Regele spune că vrea să construiască un lot puternic de care toți constanțenii să fie mândri. Noi suntem în vară, s-a întâmplat un lucru extraordinar, suntem într-un proces de a construi o echipă competitivă, un club mare. E nevoie de timp, avem nevoie de acest timp. Eu de obicei, în ce mi-am propus, s-au îndeplinit și în vară mi-am dorit ceva împreună cu Ciprian și cu conducerea și cu toți, cu galeria, cu suporterii, cu oamenii constanțeni, cu toți, să avem o echipă și trebuie să construim, nevoie de timp să construim o echipă competitivă care să aibă puterea, forța, să aducă fericire în Dobrogea, în oraș, în Constanța și să facă performanțe, să facă constanțenii mândri de această echipă de fotbal, pentru că fotbal aduce entuziasm, emoție și cred că Constanța are nevoie de acest lucru. Știrile amiezii la Doto TV au ajuns la final. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, ne puteți contacta la adresa redacția@dototv.ro, pe pagina noastră de Facebook la Doto TV, dar și pe Instagram. Și nu uitați, pentru informații actualizate, intrați pe site-ul nostru www.dototv.ro. Eu sunt Ivet Mârza, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă și o săptămână reușită!